Isas. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Fără nicio legătură cu Ziua Femeii, ne-am gândit să dedicăm această ediție a profesioniștilor naturii feminine, sufletului feminin. Drept care am invitat în studio o profesionistă a scenei, o actriță care și-a cucerit publicul de-a lungul anilor printr-o dulceață specială, Rodica Mandache. V-ați gândit vreodată la propria feminitate? Și v-ați gândit vreodată și cum v-au văzut ceilalți sau cum vă văd ceilalți? M-am gândit tot timpul. Și? Am mulți ani în urmă și atunci, în diverse perioade, priveam în alt fel. Mulțumesc. Când eram foarte tânără, vroiam să fiu mai în vârstă și feminitatea însemna cu totul altceva decât ce aveam eu. Pe urmă, când m-am mai copt, vroiam să fiu înapoi, lucru care nu se putea. Bun, și propria feminitate, cum vă priviți? Ce i-ați asocia, în afară de ce spuneam mai înainte, dulceață, să zicem, un anumit soi de pisiceală? Fiind și actriță, am suferit pe parcurs din cauza acestei pisiceli, alintăturii, miorlăielii. Acum am mis dragi, dar atunci am suferit îngrozitor și erau roluri grele și de fiecare dată mi se reproșa asta. Vi se părea că tot ce-mi spuneați mai înainte, miorlăială, pisiceală, alint, vă dădeau și un aer artificial, oarecare falsitate? Mie nu mi se părea, dar o aură de falsitate și vă limitau registrul? Da. Adică aduceați în toate rolurile un aer Rodica Mandache, care vă încurca. Și din cauza glasul meu. Eu sunt din Moldova, sunt de la Iași și glasul are ceva special de acolo. Accentul are o dulceață moldovenească? E firesc și sunetul, emisia, e specifică de acolo și acum îmi place pentru că nu mai arăt cum arătam, dar glasul mi este imediat recunoscut și acum am... Tot ce nu-mi plăcea într-un timp, acum îmi place foarte mult și mă iubesc. Da, ce bine. Ce... Deci acum ați ajuns la faza în care vă simțiți m-am împăcat bine cu mine, în pielea și dumneavoastră. Sunt mulțumită cu ce mi-a dat Dumnezeu. Totuși ziceți că au fost faze în care nu v-ați simțit bine în pielea dumneavoastră, tocmai din cauza acestei feminități care simțeați că vă încurcă? Nu știam atunci că se cheamă feminitate. Dar eram ce? Eu cu datele mele. Ca actriță aș fi vrut să fiu altfel. Și tot dărâmam tot ce am bun sau ce am. Ca o prefață a emisiunii noastre, creionați-ne câteva portrete de femei care v-au impresionat de-a lungul vieții. Femeile care m-au impresionat pe mine au ceva ce mi-am dorit eu întotdeauna să am. Adică mi-au plăcut femeile luptătoare. Femeile care s-au luptat mult pentru dragoste, pentru meserie, pentru copii. Îmi plac femeile care s-au descurcat singure, care și-au ajuns, care au construit. Aș vorbi despre Irina Răchițeanu. Irina Răchițeanu și Irianu. Irina Răchițeanu și Irianu, pe care am iubit-o foarte mult. Am avut șansa să lucrez cu ea, să joc alături de ea când eram foarte, foarte tânără. Și după aceea am rămas prietenă până s-a prăpădit. Era foarte frumoasă, era foarte un om bun, atât de bun, dacă ar trebui să fac o statuie a bunătății pe ea, aș face-o. Bună. Și asta m-a impresionat, pentru că eu nu eram bună. Nu? Nu. Atunci. Ați mai cugerit ceva în direcția asta? Între timp am mai câștigat. Dar nu eram bună, eram egotistă, egoistă, capricioasă. Așa că în dărătul femeii copil Rodica Mandache se ascundea un monstru de egoism? M-am trezit de multe ori vorbind despre mine, dorind să fiu în mijloc, dorind să se vorbească de mine. Dar nu toți actorii sunt cam așa? Da, dacă eram la un ceai și vroiam ca toată lumea de acolo să vorbească cu mine și noi toți eram tineri și îndrăgostiți, nu mai era atât de plăcut. Și nu era frumos. Așa făceam. Da? Vroiați, acaparați atenția generală? Erau jocuri, pur și simplu jocuri. Țin minte un ceai unde stăteam, cântam, vorbeam, povesteam unui băiat care îmi plăcea numai de dragul jocului. Și nu mi-am dat seama decât când
prietena lui, logotnica lui, s-a sculat în picioare și a spus, eu am să plec acasă, cu lacrimile așa în noi, și atunci am dădeam seama ce lucru urât am făcut. Extraordinar. Dar nu știam. Prietena nu era actriță. Nu. Și nici bărbatul nu era actor, pentru că ar fi simțit că jucați. Jocul se lipea de tine, îmi plăcea să fac toate lucrurile. V-a amuzat în viață să aduceți capacitatea de seducție pe care simțeați că puteți să o aveți în scenă? Mi se părea că seara e săracă dacă nu jucam rolul ăsta. Eu plecam foarte împlinită, mulțumită, liniștită și uitam cu cine am fost. Bun, în clipa asta toți bărbații care s-au uitat de la începutul emisiunii pot să părăsească televizorul. În fond să le oferim telespectatoarelor noastre o telenovelă în seara asta. Eu o telenovelă pe care, dacă putem, da? Mi-a plăcut secvența asta de la ceai. Un ceai unde nu mai erau actori. Și ați simțit nevoia să-l zăpăciți pe bietul om care nu dar vă spunea nu, nimic? Dar eu nu aveam de gând să-l zăpăcesc. Eu pur și simplu povesteam am energie, am avut întotdeauna, bănuiesc că atunci aveam și mai multă, aveam un farmec. Asta am avut mult, farmec. Și plăcerea de a colora toată seara. Poate v-ați branșat pe un spectator și ați vrut să vedeți dacă îl faceți praf. Și l-ați făcut. Cred că da, cred că asta era. Și l-ați făcut. Bun. Și când fata a plecat, ce ați spus? Nu, când am văzut-o că s-a ridicat, m-a durut foarte tare. Și? Ați cerut scuze? Nu. Făcut că plouă? Nu mi-am cerut scuze. Nu-mi ceream scuze. Deci ce ați făcut? Nimic n-am făcut, le-am lăsat să plece, dar am suferit. Mi-a părut foarte rău de lucru urât pe care l-am făcut. A plecat ea. Au plecat amândoi. Deci totul spectatorul a reușit să se rupă din vraja și să plece cu prietena, cu logotnica. Ați înregistrat asta și ca un semi-eșec? Nu. Nu? Nu, dar nu vroiam mai mult. Și privindu-vă propria fată, să le spunem telespectatorilor, nu am gândit că fata mea o să se uite la emisiune. Privindu-vă fata, nu v-ați gândit că e o generație în fond care poate trăi la un moment dat numai din jocuri de tipul ăsta și fără identificare? Adică dumneavoastră ați jucat atunci, da? Jocurile le-am continuat, eu le continuu. Da? Da. Nu le mai joc cu băiatul logodit și nici cu... Nu numai decât cu bărbați. Da. Sau nu numai decât cu... Toată lumea, îmi place. Să vă creați un personaj în care de fapt nu credeți? Nu știu dacă să-mi creez un personaj. Eu cred că sunt un personaj. Și noi toți suntem personaje. Da, dar atunci personaje. În ce constă jocul? Să fiu într-un loc, da? De pildă sunt cu studenții mei. Și repetăm vărul Shakespeare. Și unul dintre ei spune, eu nu pot să sar atâta pentru că mă doare. Și atunci eu, la vârsta mea, deci eu pot să-i fiu mamă, sar și fac lucrul ăsta. Pedagogic ar fi să-l faci pe el să sară, să-i placă să sară. Da? Și nu reușiți. Și, nu, sar peste niște etape. Sar eu, da? Arăt eu. Da. Și e același deci joc secretul de atunci. Poate secretul tinereții de aici ar veni din bucuria asta a jocului, pe care poate multe femei de-a lungul anilor o uită. Poate, asta da, sigur. Dar asta, poate sigur. Cu asta te naști? Poate sunt femei care se nasc mai pietre. Toată lumea se naște cu asta. Cu bucuria trebuie, jocului? Sigur că da. Vorbesc chiar despre studenții mei care nu au curajul jocului. Trebuie să ai curajul jocului. Pe de altă parte, vă întreb un lucru. Pentru o femeie, mai ales de la o anumită vârstă, pisiceala, maimuțăreala, jocul... E penibilă. Nu riscă să fie penibile, e penibilă, grotești, penibilă, ridicole? Este penibilă. Sigur că e penibilă. E penibil tot timpul, pentru că și când ești foarte tânăr. Alintătura și asta trebuie să fie... Într-un dozaj foarte fin, nu? Sigur, sigur. Ca să creeze acel farmec de care vorbeați. Tot ce ți-a mers, tot ce ți-a venit bine, tot ce știai, aveai farmec, când, cu timpul nu mai e. Dacă nu-ți dai seama, dacă nu-ți evaluezi bine mijloacele, dacă nu realizezi că lumea nu mai are nevoie, nu numai ca actriță, și că femeie, așa, adică nu mai... atunci nu e bine. Din păcate, cu cât înaintăm în vârstă, noi vrem să dăm cât mai mult, să facem cât mai mult, devenim mult mai inteligenți și mult mai eficienți în ce dorim. De la caz la caz, unii devin mai ineficienți și mai neinteligenți. Și lumea are mult mai puțină nevoie și trebuie să știi foarte bine cum să faci ca să te... În clipa când nu mai ești util, da? E o mare dramă.
e foarte trist. Și ca actor, și ca om. Și trebuie să găsești alte motivații, să găsești alte drumuri. Ca să te simți util. Că în fond și povestea asta utilității este o chestiune subiectivă. Să fii, nu să te simți. Sunt oameni poate utili celorlalți și care se simt inutili și nemulțumiți și oameni care nu sunt utili nimănui, care sunt egoiști, dar mulțumiți în propriul lor egoism. Astăzi am auzit despre o fetiță, era un reportaj despre o fetiță din părinți înstăriți, care face curat pe scara blocului, numai ca să câștige acei 129.000 de lei pe lună, deci face curat. Și în același timp merge la școală și învață foarte bine și pozează pentru nu știu ce revistă de modă. Și întrebată de ce, vreau să am banii mei. Deci e o luptătoare. E o fetiță care și-a evaluat bine drumul. Și ce vrea să facă? Mi-a plăcut foarte mult. Câți ani avea fetița? 12 ani. Mi-a făcut așa o poftă că de mâine chiar vreau să mă duc să fac curat pe scara blocului, dacă o să aflăm. Mi-a plăcut foarte mult. Ideea că vrea să se simtă utilă? Nu. Când te simți util și când ești util. Promiteam o telenovelă. Am înțeles că Irina Răchițeanu v-a fascinat. Cine ar mai fi? Gina Patrichi, într-un moment crunt al vieții mele, când eram confuză și nu știam încotro să o apuc, murise bărbatul meu, ca actriță lucrurile nu mergeau prea bine și atunci am făcut un recital Doamnele Domnului Caragiale cu toate eroinele Caragiale și în special scenele de dragoste. Și am chemat-o la acel recital și ea a venit la sfârșit mi-a spus îți trebuie farmec mult, nu mai ai. Eram foarte crispată, vroiam să-i plac. Mă luptasem, scrisesem scenariu, mă luptasem mult, mult de tot pentru să-mi iasă bine. Și credeam că după aceea o să fie un stop cadru în viața artistică românească. Și că toată lumea o să cadă de admirație. O să întoarcă capul și o să se uite la mine. Și nu a fost așa. Și chemam spectatorii, adică umblam, lipeam afișe pe stradă, vindeam bilete. În ce an a fost asta? 1989, în vară. Și la spectacolul care a venit ea, a venit și o cronică reasă. Atâta spun, o cronică reasă. Și mi-a spus că sunt vulgară. Și asta m-a durut foarte mult și am plâns. Și i-am dat un telefon Ginei și am întrebat-o dacă sunt vulgară. Plângeam de sărea cămașa de pe mine. Și ea la telefon era deja bolnavă. Mi-a spus, dacă pun sub lupă tot ce ai făcut tu acolo, găsesc toate defectele în afară de vulgaritate. Asta nu o să-l ai, dacă te liniștește lucrul ăsta. Dar, pentru ce ai făcut, ți-ai câștigat un loc mai aproape de cer și trebuie să-i spășești. Asta e un cadou, o moștenire extraordinară pe care mi-a lăsat-o o femeie cu care nici n-am fost prietenă sau care nici nu, cred că nici nu m-a iubit, dar mi-a lăsat o moștenire, o ladă cu putere. Cum se împacă cele două lucruri oarecum contradictorii pe care vi le-a spus Gina Patrichi? Că v-ați cucerit un loc mai aproape de cer pentru ce ați făcut, cu ce spuneți că v-a spus după spectacol că nu aveți destul farmec. Asta e legat de bucătăria asta, de scenă. I-am explicat, vreau să spun că treceam de la un personaj la altul și schimbam pălăria sau ceva pe cap sau un element. Și ea jucase din Mița Baston, ea îl jucase și îl jucase absolut extraordinar în regia lui Pintilie. Și exact în seara aceea a uitat regizoarea tehnică să-mi pună boneta Miței și n-am găsit-o. Și ea la sfârșit mi-a spus, știi care a fost momentul cel mai bun? Când o căutai pe Mița și nu o găseai. Și cu farme, cu ce a vrut să spună? Eram într-un moment rău. Am spus, al vieții mele, și greu, ea a simțit greu, asta. Sigur că da. Fără să o știe. Da, dar atenționându-te, dacă chiar ești un luptător,
încep să caut, să vezi ce ai pierdut. Să de cauți unde recuperarea era. Propriului farmec. Da. Era o siguranță pe care o aveam, pentru că știam deja o mulțime de lucruri și atunci farmecul se pierde. Un element interesant, farmecul presupune nesiguranță? Nu nesiguranță, dar o puritate, o curățenie. Nu așezatul ăsta în șer, știi, să fii sigur da. că e bine. Că poate e bine farmecul ce presupune îndoială, tremurul îndoielii? Poate că da. Poate că da. Cu farmecul te naști, dar îl poți distruge, îl poți pierde, îl poți strica, îl poți altoi pe altceva. Și cu vârsta se duce singur, nu trebuie să mai faci niciun efort. Se duce sau nu se duce? La oare se poate o persoană născută fără farmec și care să-și creeze din inteligență de-a lungul vieții farmecul? Da, ați cunoscut femei care să câștige farmec în timp? Prietenul meu, Orațiu Mălăele, într-o zi când mă plângeam, mă iorlăiam și spuneam, vai, uite-te cum arăt. Ce voi ăștia care v-ați dat frumoși, acum suferiți, dar noi ăștilalți suntem din ce în ce mai bine. E adevărat asta. Asta e adevărat. Pe la 40-50 de ani, și asta observăm, toate femeile care n-au fost frumoase, care n-au fost foarte iubite, care n-au fost foarte alintate, la 40-50 de ani au un farmec al... Ele nu arată mai rău. Iar bărbații nu sunt supărați că nu mai arată așa de bine Anita Ekberg, nu? Ele nu au fost frumoase, deci... De pildă citeam despre Hillary Clinton, că e una dintre puținele femei care arată mai bine la 50 decât la 30. Nina Casian era socotită sumumul de feminitate. Tot auzeam, când eram foarte mică și pe urmă am crescut, am cunoscut-o, mi-a plăcut foarte mult... Țin minte că se spunea că toți bărbații erau înnebuniți după ea. Aveau chiar o replică. Toți. Cei da. Pe care... Da. Unde cu care se, pentru care intra în joc, cum ziceați. Pentru care intra în joc. Și am văzut-o acum. De la o televiziune i-au dat un telefon, ea apăruse pe imagine și avea un farmec. Câți ani are? Are mai mulți ani decât avea atunci când eram tânără. Și vi se pare că are farmecul nealterat? Ce farmec avea, ce haz avea. Și stătea, farmec în ce? Spunea, dar e de nesuportat că dumneavoastră să mă vedeți pe mine și eu să nu vă văd, pentru că ea nu mai auzea. Mi-a plăcut foarte mult și am înțeles de ce tot s-au scris atâta lucruri pentru ea, de ce au plăcut-o așa de mult, de ce au iubit-o așa de mult bărbații. De ce? Era urâtă. Avea e farmecul inteligenții și inteligența inimii pe care o avea și foamea asta de iubire pe care atunci spuneam, nu, femeile trebuie să fie într-un fel. Nu, așa trebuie să fie. Să ia tot. Ca un fruct, să iei, să strângi, să iubești. Am promis telespectatorilor o telenovelă. Care ar fi axul, punctul central al acestei telenovele, discutându-i scenariul înainte? Cred că ar fi ăsta, că femeia copil, femeia păpușă, Rodica Mandache, a fost de fapt o luptătoare. Femeie care a îndurat niște lucruri. Și apropo de îndurat, mă gândeam să propun un motto pentru emisiunea noastră, din Balzac. Vi se pare prea romantic? A simți, a iubi, a suferi, a se devota va fi întotdeauna textul vieții femeilor. Prefer să-l punem ăsta decât la Dona Emobile sau nimic nu se schimbă mai lesne decât inima femeii, traducere de Rovinescu din Vergiliu. Deci să nu punem niște motouri autoironice, să punem niște motouri romantice. Și primul ar fi deci din Balzac și altul ar fi din Hugo, care spune așa: o, nu insultați niciodată o femeie care cade, ăsta e știut. Mai puțin cunoscută e continuarea. Cine știe ce povară a îndurat sufletul ei? Și pe urmă spune Hugo, pentru ca picătura de apă din țărână să redevină o perlă strălucitoare, e de ajuns o rază de soare, o rază de dragoste. Asta e secretul, asta, ultimul cuvânt, dragoste. Sub... Dragostea e un reflector, e o lumină, e soare, e un astru care luminează. În clipa când nu mai e dragoste, se face întuneric.
Numai nici un bec nu mai... Și de dragostea mie... poate fi și o chestiune de autosugestie? Nu. Ci? Dragostea cred că e cel mai frumos dar care l-a dat Dumnezeu femeilor. Eu îi doresc fiicei mele să fie îndrăgostită. Și pe urmă spun, dar aș vrea să fie și iubită. Dar întâi și întâi să fie îndrăgostită. Chiar îndrăgostită nefericită? Între a nu fi deloc îndrăgostită și a fi o îndrăgostită nefericită, fără nicio șansă, să zicem, la un bărbat care nu o iubește, ce i-ați dori? Să fie îndrăgostită nefericită. Nu se poate. Sigur. Ați dori asta, sigur, propriei dumneavoastră fiice. Dar e cea mai frumoasă barbarie, experiență prin care se poate trece. Acum, sigur că depinde de fiecare om și de fiecare structură. S-ar putea ca eșecul, nefericirea, pe unii să-i usuce, să le usuce sufletul, să-i asprească, să-i... Facă mai răi. Încenuși, da. Lena Constante spunea că în închisoare când intra cineva, dacă era bun, se făcea mai bun și dacă era rău, se făcea mai rău. Deci în dragostea nefericită cine e bun se face mai bun și mai frumos. E frumos ce spuneți. Da, deci intrând asta într-o poveste de dragoste nefericită, cine e bun, o femeie bună se face și câștigă, mai bună, câștigă și o femeie rea se mult face și mai rea? Cred că da. Eu n-am fost rea. Dar poate n-ați avut dragoste nefericită. Am suferit și eu. Dragostea, dacă nu e cu durere și cu frământare și cu tulburare și cu... Dacă nu dai până la capăt, nu cred că poți să primești până la capăt. Atunci când ați fost îndrăgostită, n-ați mai jucat așa cum ne-ați povestit că ați jucat la ceai? Ba da, jucam tot timpul. Ba da, jucam. Jucați și atunci? Da. Ei, poate jucați și dragostea. Poate n-ați fost niciodată îndrăgostită cu adevărat. E, ba da. Am fost. Da, am fost foarte îndrăgostită. Nu, eu acum recunosc. Ce recunosc? Asta cu jocul. Jocul cu sufletele oamenilor și cu sufletul meu. Adică vă întreb un lucru, până la urmă, până unde se poate juca suferința și ce înseamnă să joci suferința, să te joci cu suferința și cu spectacolul ei? Nu știu dacă suferința o jucam. Suferința tocmai venea și eu... Dar și acolo se întâmpla ceva. Când e o durere foarte mare sau când e o suferință foarte mare, cred că ăsta a fost un fel de eliberare de durere. Un fel, imediat mi-aduceam aminte că sunt actriță și observam cât sufăr, cum sufăr, cât de greu mi este, ce mă doare, mă fascină. Telespectatoarelor care vă privesc acum, să zicem, niște femei nefericite, neiubite, niște femei fără speranță, niște femei care suferă. Ca actriță și ca profesoară de actorie, ce exercițiu le-ați propune? De dominarea propriei suferințe și a propriei măcinări. Eu joc cu studenții mei scaunul electric. Deci de câte ori nu ne mai înțelegem, da? De câte ori nu ne mai înțelegem, de câte ori nu mai comunicăm, jucăm scaunul electric. Cum e jocul ăsta? Cam ce faci, ce dumneavoastră aici în emisiune. Nu. Noi facem profesioniștii, vă rog. Deci mă așez pe un scaun, prima, eu. Da. Și le spun să întrebe ce vor ei. Și o să rezolv fiecare întrebare, să răspund la fiecare întrebare. Cât durează scaunul electric? Cât vrea... Întrebăciosul. Întrebăciosul, da. Jocul ăsta presupune deja societate, presupune lume. Ce face o femeie singură și nefericită? Cum își poate reîncărca bateriile? Cum mi le încarc eu când sunt nefericită și când îmi vine să mă tăvălesc pe jos de plictis și de durere? Există și momente din astea? Sigur. Și cum le încărcați? Cu muzică. Pentru mine muzica e cel mai extraordinar lucru care poate încărca bateria. Schimbă stări, topește toate particulele astea de rău care sunt în noi și care încep să crească. Și eu încă citesc mult pentru că fac parte dintr-o generație care am fost așa educată. Să citesc și să știu că numai de acolo vine salvarea. Copilul meu citește foarte puțin față de mine și toată generația citește mai puțin. Mă trezesc cu copii deștepți și care iau note bune,
în față și care mă întreabă dacă Gorki era rus. Da. Studenți. Studenți, la teatru. Da, e o dramă. Nu sunt ei de vină. Așa, muzica? Noi suntem de vină. M-ați întrebat ce femei m-au fascinat. Am avut două profesoare de limba română la liceu Oltea Doamna din Iași. Erau... Din cauza asta am dorit să fiu actriță. Erau extraordinare. De fapt, îți inculcau pofta, dorința de a ști, de a citi, de a călători singură cu cartea, cu destinele. Și credeți că asemenea profesoare astăzi sunt pe cale de dispariție? Sau? Cred că nu există. Cred că nu există. Pentru că sunt fugărite de o condiție proastă, de o viață, de o sărăcie. E bun, și în anii 50 când făceați liceul... Nu se punea problema așa. Nu erau fugărite de o condiție proastă? Nu își puneau problema, suntem săraci. Nu era o epocă sinistră? Era o epocă sinistră și profesorii ăștia erau chiar apostolii neamului. Deci, în exercițiul ăsta de redresare, muzica, cititul. Mie îmi place foarte mult să văd filme. Mă fac să călătoresc. Am iubit întotdeauna, de când am făcut ochi așa și am știut ce înseamnă film. Aș fi vrut să fiu cea mai mare actriță de film din lume. Nu mi-a fost dat. M-am învățat acum într-o vreme, nici nu vreau să recunosc asta. Și în ziua de azi îmi iau putere de acolo și asta e mai simplu decât cititul. Chiar e mai simplu. Sigur că trebuie să faci o selecție, să nu te lași, să te duci spre ceva care te trage în jos. Toți circulăm între partea noastră sublimă și partea noastră abjectă. Și ne oprim acolo unde ne este mai ușor sau unde avem mai multe date. V-ați lăsat vreodată târâtă spre partea dumneavoastră abjectă, cum ziceți? Nu, fiindcă sunt foarte lucidă. Nu fiindcă n-aș fi avut pornire spre asta, fiindcă sunt foarte lucidă. Și mă gândeam ce o să se întâmple după aceea. Dar în fond ce înțelegeți prin partea dumneavoastră abjectă? Irina Răchițeanu îi spuneam, cum poți să-ți placă parfumul ăla? Și el spunea, ăștia sunt mititei mei. Fiecare avem mititei noștri, adică lucruri de care nu suntem foarte mândri că ne plac. Acum, în fine, să intrăm în telenovelă. În telenovelă. Și primul capitol ar fi capitolul Mihailopol. Telespectatorii care nu știu vor afla acum că Rodica Mandache a fost măritată cu un extraordinar fotograf, artist fotograf, poate cel mai interesant artist fotograf din istoria artei fotografice românești, Aurel Mihailopol. Care ar fi secvențele pe care le-ați include în telenovela asta? Întâlnirea. Eram studentă la institut, eram prietenă cu o fată foarte frumoasă care era logotnica lui. O, începe bine! Pe care o iubeam foarte chiar ca mult. Într-o telenovelă. Și ne-am despărțit. Când am terminat institutul, eu am plecat un an jumătate la Iași. Dar în clipa în care l-ați văzut logodit cu această colegă, nu v-a trecut prin cap că vă place sau că dar poate să plăcea. Fie o... Nici nu v-a plăcut? Nu-mi plăcea. Și, n-ați flirtat, n-ați aplicat jocul de la ceai și cu Mihailopol. Dar nu, ce să, nici nu-mi trecea prin cap mie și nici din cauza lui, adică el nu era un personaj extraordinar. Ce personaj era? Era un nebun, un nonconformist? Da, sigur că era și nebun, era nonconformist. Când m-am măritat cu el, eram cumnată cu toată țara. Adică ce înseamnă? Adică cumnată cu toată țara? Nu, ce se înțelege prin asta? Adică avusese multe iubite, a avut și după aceea. În timp ce erați căsătoriți? Cred că da, nu, ăsta e un sport la care nu cred că renunți. N-am știut. Ați știut sau n-ați știut? N-am știut. Deci l-ați cunoscut pe Mihailopol în timpul studenției și nu v-a spus nimic. Și? Și l-am revăzut după vreo 4-5 ani și în 2 săptămâni m-am mutat la el. După un an ne-am căsătorit. Și am fost căsătorită vreo 12 ani, 13 ani.
m-am simțit protejată. Până s-a prăpădit, m-am simțit protejată de tot. De tot, de lume, de rău. Și pe urmă, după ce am avut fetița, totul era în jurul ei. El era foarte fericit și a dorit mult copilul, l-a iubit mult și era spectaculos. El ca om. Când ați realizat în fond că v-ați măritat sau știați dinainte cu un artist ieșit din comun? Am văzut relativ de curând la Cinematecă o expoziție de fotografii de Aurel Mihailopol și extraordinar câtă prospețime, câtă tinerețe, câtă forță, câtă modernitate au fotografiile lui Mihailopol. Știam că e un foarte mare fotograf pentru că el luase deja toate premiile care se puteau lua în Europa, deci eram dincolo de cortină, da, și luase toate premiile astea. În Occident. Știți, da. Știți că a plecat cu expoziția în Olanda și când a venit mi-a spus, știi cam câte poze am la nivel mondial? Așa. Câte? 7. El se dusese cu 303. Avea o luciditate extraordinară asupra meseriei și bea mult meseria. Este unul din puținii oameni care după moarte a câștigat foarte mult în memoria celorlalți. Asta am observat atunci la premiera filmului Diane. Diana e fiica dumneavoastră, care are acum 25 de ani, care avea câți ani când s-a prăpădit tatăl ei? 5 ani. Care avea 5 ani când tatăl ei a murit, pe care ați crescut-o, deci, singură. Da. Și care a studiat regia de film și a făcut un scurt film documentar. Adică filmul ei de examen este filmul despre tatăl ei, da. În secvențele căsniciei cu Mihailopol, aparatul de fotografiat, ce rol juca în casă? Îl avea tot timpul în mână. La soacra mea focul se făcea cu lemne. Și era o poveste întreagă. Îți trebuiau multe pile ca să vină lemnele de fag și nu cele ude sau așa ceva. Și a venit un cogemita bărbățoi așa și au început să a spus asta aduc, asta pot, asta aduc. Noi... Lemne ude? Lemne în ude. În ce cartier? Unde? Pe Nerva Traian. Era o casă frumoasă și un cartier în care fetița mea a fost tare fericită. S-a demolat acolo? Sigur. Și aveam o rochie lungă de casă, așa până în pământ și am ieșit afară și mă certam cu el. În general, certurile erau apanajul meu. Adică, femeia era împinsă în față de soțul comod? Nu, era foarte comod, da. Aici era comod. Nu mă lăsa să mă bată cineva sau să sufăr, dar sau mie îmi plăcea foarte tare să mă cert și se eșapa ceva. Cine un apanaj al femeilor. N-am la mine un dicționar al înțelepciunii unde se spune că femeile sunt da, cred că cu cearta. Se oxigena mai bine creierul, cine știe. Și am ieșit afară și mă certam cu namila aceea de om. Eu eram cât un firicel și el a ieșit afară și eu am crezut că el fotografiază, că îl fascinează ceva, da. Ca de obicei. De fapt, pe mine mă fotografia certându-mă cu ăla și când mi-a arătat, a doua zi mi l-a și arătat, erau așa niște poze mari și eu eram numai o gură. Știi, rochia aia lungă, așa, și era numai o gură care țipa. Adică... Extraordinar. Pe urmă s-a dus cu pozele și la... unde trebuia... Acolo, la furnizorii, de lemne. Și zice, dar parcă o cunosc, cine e asta? S-a dus cu fotografiile la furnizorii de lemne ca să impresioneze. Iată ce ați făcut din nevasta mea, trimiteți lemne ca lumea. Da, și când, e amuzantă povestea. Când trebuia să facem rost de casă, era prea mic unde stăteam și a spus, uite, ne trebuie un certificat în care trebuie să spui că ești nebună. Că tu ești nebună, îmi explică. Da, de ce nu și-a făcut certificatul poză, pe numele lui? Da, și eu am întrebat, dar de ce nu-ți fac? Nu, așa e bine, că așa o să creadă lumea. Și mi-a făcut și o poză și mi-a arătat, zice, vezi? Știu, acum trecem de la telenovelă la politic, știu că Mihailopol, la un moment dat, a semnat acel text al lui Goma. Carta lui Goma, da. În 77 a semnat Carta lui Goma. Și după aceea a urmat o perioadă cruntă. În viața noastră.
El a fost dat afară de la revista Cinema. I s-a luat acel atelier pe care îl făcuse el singur. Adică s-a trezit fără slujbă în afara meseriei lui. Aveam foarte multe colaborări în perioada aia la televiziune, dar la un moment dat a venit cineva și mi-a spus, știi că ni s-a spus că nu mai avem voie să te luăm. Din televiziune? Și, da. Și? Și atunci eu m-am dus acolo unde eram intervievați în fiecare zi și am spus să vă fie rușine că primul lucru, că ieri mi-ați spus unde un lucru... Unde erați intervievați în fiecare zi? La Securitate. În fiecare zi? Da. Veneau ei sau vă chemau? Ne chemau. Pe amândoi sau separat? Ne întâlneau pe stradă. Când ieșeam din scenă, îi găseam la Arlechin. Deci din clipa în care a semnat... câte ceva. Da. Din clipa în care a semnat, câtă vreme în fiecare zi v-ați întâlnit cu un ofițer de securitate? Un an și două luni. Nu se poate. Da. Cu același sau mereu nu. Cu alții? Și un an și două luni și Mihai Lopol în fiecare zi? Sau el a fost și chemat acolo și... El a fost chemat. Și, azi, și eu am fost chemată. Urmă aveam foarte mult de-a face cu lumea noastră. Bun, regizor, și v-ați dus la Securitate și ați spus că vreți de să jucați? De la cinematografie, da. De la Casa Scântei, de la... Adică bun, deci era... cineva din televiziune v-a spus, după povestea... Nu, mie a venit și mi-a spus, știi că nu te mai pot lua în ce avem de făcut, pentru că a venit și mi-a spus așa. Și a doua zi tot același om a venit și știi că a venit și ne-a spus, luați-o. Am făcut rolul ăla. Ce rol era? Merita umilința asta? Toate rolurile merită. Toate rolurile pe care le-am avut au meritat să te lupți pentru ele. Și să... Deci ați fi suferit ca un câine dacă în perioada Mihai Lopol, Roma... Eu am pierdut multe roluri în viața mea și am suferit până la boală, până la leșin, până... Am suferit pentru mult. Un rol? Oh. Doamne, până la boală și leșin, da. De pildă. Adică știam că o să joc într-un film a unui regizor mare. Cel mai mare pentru mine. Toată lumea venea și îmi spunea, știi că o să joci. El n-a venit niciodată, e adevărat. Și pe urmă, când s-au dat probele, după ce am dat probă, bineînțeles că a reușit altă a actriță. Ales pe altcineva. Și atunci a spus, dă probă și pentru rolul celălalt. Și am dat probă pentru rolul celălalt și am spus, eu nu cred că am să pot să joc rolul ăla. Nu cred că e pentru mine. Mi-a dat un telefon acasă și mi-a spus, lasă că o să ne întâlnim noi, nu ne-am mai întâlnit niciodată, lasă altă că o să dată. Ne întâlnim altă dată, suntem făcuți să ne întâlnim, dar îmi trebuie cineva mai vulgar, îmi trebuie cineva mai... Am înțeles. A fost opțiunea așa. Marelui regizor. Și atunci am avut o perioadă când stăteam la soacra mea pentru că fetița era mică și leșinam în mașina 35. Rău a fost atunci, mi-a fost tare rău. O suferință fizică? Pe urmă, un autor a scris un rol pentru mine, o piesă. Un rol frumos. S-a pus la noi la teatru, n-am jucat eu. Și autorul n-a putut să pună piciorul în prag? Nu știu, așa n-a a fost să fie. Și 8 ani? Și 8 ani de zile, de câte ori vedeam la vizier... Da, ținut afiș. Ținut. Piesa era frumoasă. Titlul piesei aveam bătăi de inimă. Deci Mihai Lopol nu suporta climatul în care trăia în anii 70-80, da. Îl apuca nebunia, nu? Când deschidea televizorul, când auzea discursurile, nu deschidea deloc televizorul, nu aveam voie să deschidem televizorul deloc. Asculta Europa Liberă așa cu ca o religie era. A semnat cartea lui Goma și era eliberat, a fost, dar foarte puțin, după o săptămână. S-a simțit fericit în ziua în care a semnat? Da. Cum a venit acasă? Ce v-a spus? Victorios. Da? Era fericit? Era foarte fericit. Și după o săptămână a trebuit să spună că a greșit. Înscris, a fost chemat la organe și pus să dea o declarație că a greșit. Și atunci a fost foarte greu. După 3 luni, a plecat la mare,
pentru un reportaj și de acolo s-a întors cu o salvare și a fost internat la Fundeni și cancerul avea la bronhii, la mediastin. Și nu știa nimic, nu știuse nimic. Și femeia copil, femeia păpușă, care se simțise 12 ani protejată, ziceți, cum a reacționat? M-am simțit că, știi, că trebuie să trec prin niște primejdii, prin niște capcane. Noaptea, cum aș trece printr-o pădure întunecoasă. Și trebuie să trec, trebuie să ajung în partea cealaltă. Nu știu de ce, în clipa când am aflat ce boală are, când mi s-a spus după câteva zile, mi-a fost rușine să spun. Cui? Nimănui n-am putut să spun. Și când ajungeam la spital, intram pe cu liftul de serviciu prin spate. De ce? Că să nu știe lumea, să nu mă întâlnesc cu cei care știau ce boală are. Nu știu să explic. Și el a știut, a bănuit sau n-a știut nimic? El n-a vrut să știe până în ultima zi. Trebuie să fi știut când a văzut că... De vreo două ori mi-a spus, eu am să mor acum. Deci știa că moare. Știți, îi plăcea să se plimbe atunci, în ultimele săptămâni. Și rămânea la cât un pom ars sau la cât... era iarnă. La cât o siluetă de asta de... Rămânea câte 10 minute și se uita. Ca și cum o fotografia. Cred că o fotografia cu capul, cu ochii, cu ceva. Rămăsese cu asta. Mi-aduc aminte de reacția mea atunci, că nu vreau să spun la nimeni. Aveam două, trei prietene și crizele de frică, o frică îngrozitoare, de ce te așteaptă, că dispare un om de lângă tine. Nici nu mai știam că e bărbatul meu, că e tatăl copilului, că nu mai știam nimic. Era ca o transă. S-a îmbolnăvit pe 5 august și a murit pe 5 decembrie. Și în timpul ăsta trăiam. Mă duceam la teatru, jucam. Am jucat și când în ziua mormântării. Am avut spectacol, jucam o piesă frumoasă, Meșterul Manole, și eram sus pe podium. Și când m-am uitat, băieții, când se întorceau cu spatele, știi, le săreau lacrimile. Așa, asta a fost ceva tare bine pentru mine. Era o piesă frumoasă și puteam să plângem în ea. Capitolul al doilea al telenovelei noastre ar fi capitolul Diana, femeie singură care își crește singură, o fetiță. N-am putut să mai îmi permit să plâng pentru mine. Știi, trebuia să apăr fata, trebuia să o protejez, mi-era frică să nu se întâmple, ea are o sănătate foarte fragilă și mi-era foarte frică să nu îi se întâmple ceva. La 5 ani, când i-a dispărut tatăl, cum a perceput Diana ce s-a întâmplat? Când a murit Mihailopol, n-am vrut să-i spun. Așa am crezut eu de cuvință, că e mai bine să nu-i spun. Și un an de zile nu i-am spus. Un an de zile fetița n-a știut și nu întreba unde e tata. Ba da, și îi spuneam că e plecat. Cred că ea simțea ceva, știa ceva. Pentru că tot timpul era atentă la tot ce se aducea în casă și într-o zi am primit un buchet atât de mare de ghiocei și a spus, știi, a venit tata. Și închipuia că numai el poate. Și când s-a împlinit un an, am dus-o la cimitir și o țin tare bine minte cum era. E ca și cum am plecat cu un copil și când am plecat acasă am plecat cu alt copil. Se maturizase, era ceva pe fața ei nou. Am plecat cu un copil cu o trăsătură în plus. M-a întrebat cine a scris pe cruce Ani și am spus că eu și atunci am simțit că mă urăște. Ei. Așa am simțit eu. E mult spus urăște. Era ceva pentru o mine. O adversitate? Nu adversitate. Ca și cum îmi făcea observație. Simțeați un curent de reproș? Da. Și reproșul ăsta v-a mai urmărit? A mai apărut vreodată pe urmă de-a lungul relației cu fetița? Tot timpul. Adică? Adică n-ai voie
să frustrez pe cineva de experiența de viață prin care trebuie să treacă. Chiar dacă e un copil, nu trebuie păzit așa. Nu trebuie păzit așa și asta e ce îmi reproșează ea, fără cuvinte. Nu, e un lucru care a intervenit în comunicarea noastră. De atunci și pe care ea nu l-a uitat. O întrebare crudă, ați crescut singură, fetiță, ați simțit vreodată că intrați într-un fel de rivalitate subterană cu tatăl absent? Că tatăl plecat e mai prezent decât dumneavoastră? Pentru ea, da. Ca toate fetele, e mai legată de tată. Chiar dacă el nu mai este, ea tot legată de el este. Acasă, lângă pat, are un perete întreg cu crucifixe. Și seara se ruga când era mai mititică. Și și-a pus o poză a lui și icoana principală, asta era. Acolo se ruga. Am văzut-o într-o seară. În fond, ce a însemnat să creșteți o fetiță singură? Cum v-ați descurcat? Nu m-am gândit așa. M-am gândit că, de fapt, faptul că o am e ceva extraordinar. Dacă te gândești că dacă n-aș fi avut-o, cum ar fi arătat viața mea? Așa, faptul că ai pentru ce să te lupți, pe cine să crești, în cine să investești, de unde să-ți iei putere, că de fapt îți iei putere de la copil, nu el ți-o ia. Asta e... Și v-ați luat putere de la ea. Da. Da, și am un vector de sens. Acest vector de sens v-a contrariat de multe ori? Tot timpul. Tot timpul? Tot timpul și mă face să sufăr tot timpul. De pildă, ultima suferință de la vectorul de sens. Și-a închiriat o garsonieră și s-a mutat de acasă. Și-a luat 3 poze, 10 cărți, un casetofon. 3 poze cu cine? Cu tatăl ei. Și s-a mutat acolo, trăiește într-o casă mult sub nivelul casei noastre. Dar e fericită. Foarte fericită. Și nu vi se pare normal să-și ia zborul? Mi se pare normal dacă ar fi vorba de copilul altuia. Dar așa, când e vorba de fetița mea, e... Dar mușc perna, sufăr și în același timp am o mare bucurie. O mare bucurie. Deci ați depășit momentul. Eu n-am crezut că ea o să facă regie. Ea era la liceu Tonița și eu eram într-o emisiune în direct. Și la sfârșitul emisiunii am primit un telefon, o domnișoară care grasea și care îmi spunea, știți, eu am vârsta fiicei dumneavoastră și aș vrea să fac teatru. Ce sfat îmi dați? Și atunci eu m-am lansat ca și aici. Adică nu mai știu de unde pornesc și unde ajung. Și într-o teorie teribilă cu părinți și copii, că părinții ar trebui să lase copiii liberi și să facă tot. Și la sfârșit ea și-a retransformat glasul și a spus, mamă dragă, mulțumesc, eu eram. Oh. Asta în direct, nici măcar da, n-am da, putut da, asta să... este o secvență de telenovelă. Da. Da. Și după care a dat la institut, unde a căzut. Am suferit amândouă mult. Și atunci am realizat că orice suferință te face să câștigi ceva încă o treaptă. Adică chiar aveți teoria stenică a suferinței în care te construiește. Eu nu cred că se poate fără. Privind-o pe ea, am rămas uluită pentru că avea ironie. Se autoflagela. După ce a picat. Sigur, sigur. Avea chiar haz când îmi povestea. Cum a picat? Da. A învățat să cunoască oamenii și să înțeleagă că nu trebuie ținută numai în brațe. A fost un copil alintat. Așa am crezut eu că îl suplinesc pe tatăl care lipsește. Știi, alintându-o mult și dându-i tot. Nu, este o greșeală la toți părinții. Toți greșim cu asta. Am crezut așa, că dacă o trimit la Sinaia 3 săptămâni sau 2 luni, când ea vrea să stea cu mine, e bine. Și eu îi ofeream ei tot. Dar ea nu de asta avea nevoie. Ci? Și era important să stea cu mine. Acolo am greșit. Ea, când a terminat... Ea e o ființă specială, seamănă mult cu taică-su. A pus o piesă rusească cu 4 elevi și o profesoară și profesoara eram eu. Și am fost invitați la Bacău să jucăm și acolo a fost premieră. Și
La premieră eram fericit, eram mulțumită că nu s-a bulbuit nimeni și că am avut succes. Și pe ea am uitat-o. Și totul s-a terminat, am primit flori și aplauze. Și când am ajuns în culise, am văzut-o, mi-am adus aminte de ea. De regizoare. De regizoare. Mi s-a părut că, ca prin vis, că parcă am văzut-o undeva în rândul întâi, deci ea venise din fundul scenei în rândul întâi știind că am să o chem pe scenă. Și ați uitat să o chemați. Și am uitat. Și ea s-a uitat la mine și mi-a spus, știi, a fost și premiera mea. Ei, cum ați putut să o uitați, să o chemați pe scenă? Uite, am putut. Înseamnă că în scenă vă pierdeți uzurațiunii? Eu nu-mi pierd niciodată uzurațiunii. Sunteți în transă? Niciodată. Atunci cum se explică? Sunt ciudățenii pe care trebuie să le accept că ea într-o zi o să mă lase și ea, o să mă uite și ea într-o zi. Pe primul plan Rotițe întotdeauna a fost capitolul al treilea al telenovelei noastre, actoria. Eu sunt atât de fericită când mă urc pe scenă, încât orice ar urma, orice s-ar întâmpla de acum încolo, știu precis că meseria asta îmi dă putere să surmontez orice rău, orice greutate. Dacă ar ști oamenii cât de fericit e un actor și cât de puternic e un actor pe scenă, și ce trăiește, și ce stări, și ce diferită e viața lui a meseriei pe care o față de celelalte meserii, cred că ne-ar cere să plătim un tribut zdravăn. Știu că ați fost într-o promoție excepțională. Da, numiți-le telespectatorilor câțiva dintre colegii de generație. Păi, Florina Cercel, Mariana Mihuț, Valeria Seciu, Caramitru, Gășanu, Costel Constantin, Ilinca Tomoroveanu. Vai, sper să nu sar pe vreo unul, că sunt... O promoție excepțională în care v-ați simțit bine, ați fost fericită. Toți am fost fericiți. An de zile am fost mândri că am fost colegi. Acum suntem... Mai risipiți. Da. Care a fost constanta, ideea fixă pe care ați urmărit-o în meseria asta? De unde atâta îndârjire în relația cu meseria asta? Că a fost, dincolo de dulceața asta... Am înțeles că sunteți o actriță în stare să leșine într-un autobuz pentru că a pierdut un rol. Dar nu cred că numai eu, cred că... Nu, am cunoscut multe actrițe care spun în viața mea n-am luptat pentru un rol, dar poate joacă, poate se joacă. Poate nu spun adevărul. Sunteți prima actriță care recunoaște că s-a îmbolnăvit pentru că a pierdut un rol. Că m-am îmbolnăvit, dar eram în stare să dau foc la teatru, cum? Mița Baston. Da, nu, e... Și după aceea am văzut că puterea e în mine și că eu trebuie să fac, eu trebuie să scriu, eu trebuie să aleg, eu trebuie să găsesc. În fond, cum ați defini esența profesionalismului în meseria asta de actor? Dacă sunt pe scenă și joc un rol, bine cât pot eu. Un flux merge până în sală și îl simt că vine înapoi. Atunci înseamnă că am jucat bine și că am jucat pentru cineva. Altădată era în gol. În gol? Nu venea nimic înapoi. Fluxul ăla... Nu circulă. Nu circulă. Profesionist înseamnă, cred... Chiar și când fluxul nu circulă, să te porți ca și când ar circula? Da, 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 da. Am glumit. Chiar nu, asta? Nu, chiar asta. Da? Știi, Aristița Romanescu spune... Aristița Romanescu ce spune? Că când jucam cu 20 de oameni în sală și noi tot făceam temperatură de 40 de grade. Era ca o religie. Dar pentru dumneavoastră meseria asta a funcționat mai mult ca o religie sau mai mult ca un drog? Dorința mare e să fiu fericită. Pentru asta m-am născut, să fiu fericită. Asta e vocația mea. Da? Și în... După atâta nefericire. Și în actorie eu asta am găsit. Dacă ar fi să imaginați un final, o secvență de final. Vreau să vă spun o poveste frumoasă despre părinți și copii. Bambusul crește și pe pământul Chinei, acolo. Și oamenii au împrumutat de la bambus, sau bambus au împrumutat de la oamenii de pe pământul acela, calități. Deci țăranul chinez seamănă bambusul. Și-l udă și-l îngrijește un an, doi, trei, patru, cinci și n-apare nimic
nimic, dar el trebuie să se ducă să-l ude, să vorbească cu el. Și după 5 ani, în primele 2 săptămâni, el crește uriaș. Când a crescut bambuzul? În acele 2 săptămâni sau în acei 5 ani? Așa e și cu copiii. Și acum, dacă ați luat de la capăt un proces educațional, cum ați face? N-ați mai face la fel? În vrând toate nevrând. Capitolele vieții mele, dacă le-aș lua de la capăt, la fel aș face în afară de capitolul Diana. Adică acolo am greșit și mult am greșit. Și cred că am făcut-o să sufere. Unde am greșit? Am fost mereu ocupată, mereu grăbită. Am greșit în multe locuri cu ea. Și sper să mă ierte. Păi, finalul la telenovela ar fi că emisiunea dumneavoastră se dă pe post. Eu stau în fotoliu, mă uit și după aceea pe stradă merg și toată lumea mă oprește și îmi spune că m-a văzut și ce grozavă am fost și primesc un contract cu un rol pe care nu-l aștept, dar el vine și Diana se împacă cu mine și e mândră de mine